Să vedem pe Ivan. Ivan doar 3 goluri înscrise în acest sezon. Până acum mare ocazie și gol! Gol înscris de tânărul Marian Danciu. A doua reușită a lui Danciu după un asist al lui Ivan. Greșeală imensă în defensiva lui Dinamo. Este 1-0, o victorie a Craiovei la casă de pariuri, cotată undeva în jur de 1.30. Un succes al lui Dinamo la 10 sau peste 10 în funcție de casa respectivă. Al doilea gol al lui Danciu, care încet încet începe să se impună. Danciu a mai înscris împotriva Botoșanului într-un meci câștigat cu 5-1. Ia să vedem, nici vorbă de offside. Golic nu atinge balonul. Amzăr n-are niciun fel de reacție. Foarte slab jocul lui Amzăr la această fază. Și nu numai aici. Amzăr este crescut de Dinamo, este iubit de suporteri. Dar este un fundaș stânga modest, chiar dacă ajunge, iată, la echipa națională de tineret. 1-0 pentru Craiova.